Închiriez toate hotelurile din Galați, îi cazez și în Bucovina, dar și în București. Gigi Becali sare în ajutorul refugiaților din Ucraina. Gest umanitar făcut de Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu rămâne indiferent la suferința refugiaților ucraineni și sare în ajutorul lor. A trimis mai multe autocare la granița cu Ucraina pentru a prelua 400 de persoane, care vor prima de post în Galați, Bucovina sau Petroșani. Suferința fraților ucraine nu lasă indiferent pe Gigi Becali. Cunoscut pentru gesturile sale de mărinimie și de această dată, patronul celor de la FCSB dă o mână de ajutor oamenilor care se află la granițe, fără nimic, speriați și dezorientați, toate hotelurile din Galați le închiriez și casez oamenii în ele. Pot să-i casez la o pensiune în Bucovina, dar unde pot să am grijă de oameni, e la București, baza din Berceni a lui FCSB. Nici nu știu cu cine să iau legătura. Oamenii ei ce o să facă, unde dorm ei. Păi ce, creștinii noștri ortodoxi, să doarmă pe străzi? Sunt frații noștri. Nu are cum să ajungă în România războiul. Eu cred că și-a dat seama Putin de prostia pe care a făcut-o și a dat înapoi. Îi întunecă dracii mintea. Tot mi-a pamondul e împotriva lui își dă seama de prostia pe care a făcut-o, așa ceva nu mai poate fi iertat. În Cartea Vieții există o rubrică separată, care începe cu Irod. Acolo, în rubrica aia separată, sunt criminalii lumii. Nu poate exista iertare pentru ei. Poate fi oprit tot cu pace, dar și cu teamă, adică amenințat. Pacea este mai mare decât dreptatea. El vrea să facă dreptate prin violență, sânge. Nu se face așa, noi nu trebuie să facem la fel ca el, trebuie niște măsuri care să-l izoleze definitiv. Poporul rus trebuie să-și dea seama de criminalitatea pe care o face el, eu așa cred. Cred că numai poporul rus care este creștin ortodox se va lumina la minte. Când te duci peste alte popoare, nu există așa ceva. În centimetru, dacă intră în teritoriul NATO, n-ați văzut că a băgat-o cu bomba nucleară. Nu se poate așa ceva. Nu poate nici măcar un centimetru în România. Toți suntem copiii lui Hristos. Doamne miluiește, a declarat Gigi Becali la Antena 3.